presupune, v-am zis, un raport juridic de autoritate sau de muncă sau în orice caz nu poți, sau legislația românească nu prevede o acțiune din partea a două persoane care n-au niciun fel de raport juridic de această natură. Adică n-ai putea fi considerat că hărțuiești pe cineva sexual în orice caz doar pentru că îi trimiți în continuu SMS-uri și sunteți, nu știu, din orașe diferite și nu are nicio legătură unul cu altul decât faptul că te-ai îndrăgostit sau nu de acea persoană. Nu că nu sunt probe, dar nu se întâlnesc elementele constructive ale infracțiunii și dacă ar fi probe și ar recunoaște. Fapta nu este hărțuire sexuală în sensul lucrului penal. O altă chestiune în legătură cu care vreau să vă întreb ceva, se leagă de discriminarea de criterii sexuale, de pildă și mai știu de altă natură, la angajare, la conciliere, la tot felul de chestiuni de genul ăsta. Legislația noastră prevede ceva în sensul, prevede sancțiuni în sensul ăsta, adică mai pe românește. Știm cu toții că mulți angajatori, fie de la stat și din mediul privat, preferă să angajeze persoane tinere, persoane frumoase, în speță de sex slab și frumos, și tot așa. Bine, o să mi se explice acolo că, de fapt, angajările se fac de criterii de competență, ca-i vezi pe fel, îți răspund eu. N-are nicio legătură. Deci, din 10 persoane, 9 bărbați și o femeie superstar, va fi aleasă femeia superstar, vă spune băiatul, cel puțin acolo unde este director sau unde sunt în conducerea unității respective, sunt bărbați. Bine, o muncă, știu, care poate fi făcută și de femeie, pentru că dacă le dat la sapă, nu o să o angajeze pe frumusețe aia, o să angajeze mușchi. Dar oricum, peste tot, asta este prima. Cât are? Păi are 50 de ani. Nu. Și aia poate e super deșteaptă, super pregătită și face treaba de nu se poate. Nu. Trebuie să fie 19-20, bine utilată, bine utilată, semi-decomandată, decomandată să fie și tot așa. Aici există o variantă... În codul penal nu avem astfel de reglementări vis-a-vis de această discriminare. Aici există reglementări, dar într-o zonă de a dreptului civil, dacă doriți. Știți, probabil că există acest Consiliu Național pentru combaterea discriminării, care a început să funcționeze și a soluționat fel și fel de astfel de spețe, deci ar fi o posibilitate de apărare în cazul unui proces civil, care dă în judecată firma, statul, dacă instituție publică a creat o astfel de, a pretins astfel de condiție de vârstă sau de sex sau de anumite condiții care nu rezultă expres din lege și poți obține anumite daune sau poți merge până la obligarea de a, eu știu, reface un anumit concurs și a-ți permite înscrierea la acel concurs. Acum vorbim de o zonă de teorie. Practic foarte puține au avut câștig de cauză și unul dintre aceste persoane a fost chiar, poate ați auzit, celebrul deja, l-am văzut, profesor Emil Moise, care a fost discriminat în sensul în care nu i s-a permis transferul, el fiind profesor, de la țară la Buzău, i s-a pretins de către inspectoratul școlar un nou examen, pe care el de fapt îl dăduse odată colegii lui și a avut opțiune între țară și oraș, a avut opțiunea lui să meargă la țară. Pe care trebuia să îi se admită o simplă cerere de a se transfera la oraș, fără a da din nou, practic, același examen. Era speculat această chestiune, a mers în instanță, dar speculatul legal, absolut legal, a câștigat, în primul rând, a mers la Consiliul pentru combaterea discriminării, s-a considerat că a fost discriminat și în baza acelei hotărâri, până la nivelul de curte de apel Ploiești, s-a judecat în speculatul școlar, a câștigat și a fost reintegrat, nu reintegrat, nu a fost dat afară. A fost transferat la oraș, la un liceu din Buzău, fără niciun fel de examen suplimentar. Am o ultimă întrebare sau ultim domeniu în legătură cu care aș vrea să ne luminați oarecum. Am avut aici, acum ceva vreme, acum câteva luni, un reprezentant al poliției cu care am discutat despre violul în Buzău. Omul mi-a spus, de pildă, că la capitolul ăsta stăm foarte bine în zonă, în sensul că n-avem
Adică fetele s-au acomodat și nu mai reclamă. Da, deci sunt tot felul de, de aspecte colaterale, dar nu avem dosare pe rol în sensul ăsta. Deși eu vă spun sincer, merg pe stradă, am văzut tot felul de... Eu am fate și știu cam ce... Fete, pardon, și știu cam ce, ce ar putea să pățească, văzând, repet, văzând cu ochii mei. Merg fetele pe stradă și vin mai puțoi de ăștia de 20 până în 30 de ani, care trec pe lângă ele, le împing, le dau cu... Eu am văzut, deci nu fabulez acum, eu cu ochii mei. Vin câte 5-6 mai mulțoi de ăștia, v-am zis 20 până în 30 de ani. Poți fi și mai mici, dar poți fi și mai mari. Haida maci. Haida maci, gugumani, animale, cum le-ar spune un fost șef de țară, da? Care au tot felul de gesturi ciudate, Violente. Violente, mai degrabă, le-ar spune. Cu tot felul de le ruschează, le trag de păr, le înjur, le scuipă. Deci nu exagerez. Da. În contextul ăsta, nimeni nu zice nimic. Copchilele alea nu se duc nicăieri să reclame. Poliția, dacă e pe acolo și vede, vă spun eu, sigur, nu se bagă, pentru că nu-i treaba poliției până la urmă. Ei, ar fi, să știți, pentru că din ce spuneți, ar fi o infracțiune de lovire sau alte violențe. Articolul 180 din codul penal. Numai că această infracțiune se urmărește la plângerea prealabilă a persoanei vătămate. Adică ar trebui ca acea persoană, acele persoane, să depună o plângere penală împotriva hărtuitorilor, cum se numesc în dreptul procesual penal român. Și această plângere are și un termen. Se introduce în termen de 2 luni de la data când persoana știu cine este făptuitorul. Și dacă nu știu cine este făptuitorul, pentru că ele merg pe stradă, nu-i cunosc indivizii cu pricină. Păi nu-i nimic, nu știi cine este făptuitorul, poliția are obligația să efectueze cercetări, vedea identificări făptuitorului. Nu poți să cunoști pe toată lumea din Buzău, nici chiar în calitate de gânța populației, nu poți să am un... pe hard disk cu propriu 140.000 de locuitori. Este imposibil. Dar tu ai obligația legală ori să suni la 112 dacă faptul se întâmplă pe stradă, într-un loc public, sau să mergi la cea mai apropiată unitate de poliție, cum ar fi pe raza municipiului Buzău, la parchetul local sau la poliția municipală, pe strada Plăjmei, să depui astfel de plângere penală, sub aspectul comitei infracțiuni de rovire sau alte violențe, sau de, știu, amenințare, dacă au fost amenințare, se apropo de domnul Ziarul Diaconescu, nici nu mai știu ce s-a întâmplat. L-au arestat, l-au reținut? Nu știu, el era pe la... DNA. DNA. Se discută despre luare de mită, despre dare de mită. Nu, amenințare, șantaj și... Amenințare, șantaj. Da. Mă rog, destul de delicat. E o postură în care nu mi-ar plăcea să fiu și... Că undeva încep să am răspuns la întrebarea de unde a dat domnul Diaconescu miliardele pe care își lua mașini și alte chestiuni, că el era, ca să citesc din el, micul mogul. Nu era marele mogul, era micul mogul. Acum, cum să vă spun, e de oarecare notorietate, nu e prima dată când se aude despre individul cu pricina că și-a făcut astfel imperiu prin mijloace mai mult sau mai puțin ortodoxe. În sensul că toate aparițiile la televiziunea cu Pricina erau plătite, în sensul că erau tot felul de chestiuni comandate, în sensul că erau tot felul de chestiuni gândite cu ghilimele de rigoare. Se știe asta. De când s-a înființat televiziunea asta, așa este, a poporului, se știe că așa se face. După aia, el este destul de, personajul cu Pricina este destul de ciudat așa. Are avion, are elicopter, are Rolls, nu știu de care, are proprietăți, nu știu de mai care, cam ciudat toată povestea.